Da, am revenit a doua parte a emisiunii noastre, în care discutăm despre problemele din traficul buzean. Reamintim, în studioul Campus TV se află subcomisarul Remus Nicula de la biroul Poliției Rutiere. Curg mesajele și telefoanele domnului subcomisar. Să nu uit, cineva ne sesiza într-o emisiune anterioară, înainte de emisiunea noastră, de necesitatea înființării unor zebre în zona Dedeman, la rond. Da, s-au mai discutat de acest aspect. V-am spus și acolo, trebuie să traversăm în siguranță și trebuie să existe și trotuare în zona respectivă ca să putem să facem o trecere de pietoni, pentru că traversăm pietonul în zona respectivă, dar cum facem să-i dăm siguranță? Pentru că de acolo acesta se deplasează ori la acel supermarket, ori de acolo să facem legătura cu cartierul Orizont, pentru că să avem continuitate. Bretaua aceea care face legătura nu are trotuar și atunci pe unde mergem? Mergem în afara părții carosabile, cei drept, dar trecerea de pietoni se poate realiza în multe feluri, dar nu există trafic pietonal acolo atât de mare, chiar sunt chiar foarte puțini pietoni care traversează zona respectivă. Dar cu bicicletele am mai văzut, dar pietoni foarte, foarte puțini. E o variantă. Poate există și o pasarelă, ar putea fi făcută și o pasarelă acolo ca să dăm un pic de siguranță. Bun, încă o intervenție telefonică. Bună seara! Bună seara, să trăiți! Bună seara! Domnul Necula, eu am mai avut Da. intervenții cu dumneavoastră. Cu grădinița de la Da. Marghiloman de aici, cu panoul la publicitar, a zis că l-a luat campusul de acum 2 ani și nu l-a adus nimeni. N-am spus așa ceva, nu campusul l-a luat. Nu Ce să campus. luăm noi? N-a luat campusul. Campusul, scuzați-mă, Urbisul. A, așa, nu. V-am Da. spus și vă mai repet, știți bine că Deci l-a dus la perbe. vă recunosc după voce pe dumneavoastră și Da, domnul, da. îmi pare bine că ne auzim. V-am spus, este un proiect al primăriei în care toate aceste panouri de informare Da. trebuiesc înlocuite. Da? Și dânsii ne-au asigurat că, bineînțeles, și acel panou, pentru că ele trebuie făcute, v-am spus și atunci, dintr-o anumită tablă, pentru ca să nu ruginească și să nu împățim ceea ce se întâmplă. Ați văzut și noastră pe unde s-au întâmplat, să fie smulse sau de acolo. Aia n-a fost din cauza tablei, a fost din cauza vântului, n-a fost udată ca lumea. Nu, 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 Dar acolo asta nu-i de vină. a fost. Asta-i motivări. A fost, a fost picioarele din, făcute din tablă galvanizată. V-am spus, se cunoaște la nivelul primăriei, sunt informări făcute de noi, de câte ori dumneavoastră ați sunat în emisiune, eu când ies din emisiune vorbesc cu cei de la Urbis, pentru că nu mai există o problemă acum, am un dialog foarte Și bun cu de ei. ce n-a venit să ia și stâlpul care a fost susținut? L-a lăsat ca par să împiedică lumea de el. Perfect, deci În fine, nicio problemă. Am Ok. și o întrebare la Vă rog, dumneavoastră. vă rog. Am carnet din 74. Mulți înainte. Mulțumesc. Când oprești la un agent de circulație, când stă în mijlocul șoselei sau stă pitit la banca Țiriac și mergi în față să-ți dau peste dânsul? Dumneavoastră spuneți că dați peste dânsul, că este pe trotuar și dumneavoastră mergeți ca Nu, pieton. nu, 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 Nu. ești inopinant. Ești inopinant, că i s-a părut ceva, că merg eu aiurea sau nu știu ce. Am înțeles. Ori stă în mijlocul șoselei să oprească mașinii, ori stă pitit. Am înțeles ce Un spune. exemplu, la banca Țiriac. Am înțeles ce spuneți dumneavoastră. Acolo se fac acțiuni, știți că s-a desființat o trecere de pietoni, a rămas doar una singură și sunt foarte dese evenimentele rutiere în care sunt implicați pietoni, că nu se le acordă prioritate de trecere celor care traversează pe acea Da, trecere de să pietoni. stea în mijlocul șoselei non-stop, să oprească în mijlocul șoselei, nu stea pitit, Am înțeles să ce spuneți mănânce dumneavoastră. covrigi. Am înțeles ce spuneți dumneavoastră. Să știți că și atunci când este la 1 metru de șosea trebuie să oprim și atunci când este un pic mai intempestiv așa în fața autoturismului și atunci trebuie să oprim. Important este să respectăm semnele agentului de poliție rutieră. Da, dar când mergi la scurt acolo, dau peste el. Dacă ai ieșit din cârciumă, Sper să, nu, sper să nu faceți acest lucru, că dumneavoastră sunt convins că sunteți un conducător autoprudent și nu mergeți cu viteză.
Și nu încălcați regulile de circulație. Mulțumim și noi pentru intervenție. Mai citim din mesaje. Există o mașină parcată aproape zilnic, să nu zic zilnic, da, până în fața trecerii de pietoni la fabrica de bere și nu vedem pietonii când se înscriu în traversare. Cum știți despre ce mașină este vorba, rugați-l să mute mașina după trecere. Este o mașină gri. Am înțeles. Argintiu. Ia să mai vedem, mai citim mesaj. De asemenea, Traian Vuia, multe vorbe, nicio măsură, este groaznic acolo, mai ales seara sau când e Bălcescu închis. Da, deci pe Traian Vuia s-au aplicat măsuri, pentru că doamna, din câte mi-aduc aminte, o doamnă care se zisa de acest aspect și un domn care face, da, exact, și un domn, tot în emisiunea dumneavoastră, s-au aplicat sancțiuni în zona respectivă. Seara, sunt cele mai multe autoturisme oprite în zona respectivă, sunt cele ale locatarilor. Ar trebui acolo găsită o soluție și vorbesc din partea municipalității, pentru că sunt locatari din zona respectivă, nu au unde să-și mai parcheze. Într-adevăr, nu ai voie să parchezi la 25 de metri de colțul intersecției sau de... Dar trebuie să... Acolo ar trebui toți cei care parchează acolo și mai ales, v-am spus, seara, să fie sancționați. Unele dintre autoturismele acelea, unele din proprietari acelor autoturisme au fost sancționați și cei care locuiesc acolo, dar mai sunt și alții care vin să joace fotbal la acea școală, sunt sancționați, dar putem, cum să vă spun, să în fiecare, ar trebui să facem un punct fix acolo unde să facem numai lucrul acesta. Da, și dacă tot sunt parteneri, să fie în continuare și mai implicați și polițiștii locali. Bineînțeles, da. Da, la Traian Vuia chiar, v-am zis, sunt doi telespectatori care fac lucrul ăsta și se zizează mereu acest aspect. Da, mai avem o intervenție telefonică. Bună seara! Bună seara! Bună seara! Să trăiți, domnul Remus, vă rugăm să ne ajutați și pe noi într-o privință. La Mărăcineni, la prima stație de la podul Buzău, da, știm că nu aparține de dumneavoastră, aparține, da, de primăria Mărăcineni. Da. Acea trecere la prima stație, vorbesc la... Ce se întâmplă acolo? Se circulă cu viteză foarte mare, vopseaua de pe șosea nu mai există, semnele de circulație există. Da, trecerea de pietoni există. Dar nu au niciun sens. Acolo, dacă trece pe trecere de pietoni, ne claxonează, adică nici nu se uită că e trecere de pietoni. Am înțeles. Dar cum zice că eu sunt vinovat. Da, drumul județean 203 ca este acela, o să se zizesc, chiar o să vorbesc cu doamna de la Consiliul Județean, să vedem cum facem. Eu știu că este în plan să fie efectuate marcaje acolo, dar oricum aveți prefect de dreptate, trecerea aceea de pietoni este arsă. Foarte periculoasă, s-a întâmplat și accident acolo, exact, dacă nu mă înșel. Da. Bun, mai aveți ceva de sesizat? Nu, vă mulțumesc frumos, sănătate multă, după amiază plăcută. Mulțumim și noi pentru intervenție. Da, știm că drumul acesta județean 203, sperăm că e de mult în reabilitare, e de mult să se asfalteze și zona aceea unde a rămas de foarte mult timp, dar chiar și așa trebuie să fie vizibile marcajele de trecere de pietoni. Domnul subcomisar, că tot vorbim, da, acest lucru, dar e mai bine să vi-l sesizez chiar în direct. Oricum urma să vi-l precizez, nu știu dacă ați observat și noastră, pe Frăsinet încă se traversează pe vechile treceri de pietoni. Da, pentru că marcajele sunt vizibile în continuare. Sunt vizibile. Nu știu ce soluție a fost găsită, dar nu e bună. Da, ați văzut că... Sunt vizibile în continuare marcajele. Ca să... cei de la primărie, ca să poată să nu mai fie acel marcaj, trebuie efectiv să răzuie asfaltul și după aceea să asfalteze din nou zona respectivă. Probabil că acest lucru... Nicola, dar... Eu v-am spus tehnic vorbind. Da, da, da. Aveți perfectă dreptate, pentru că acolo nu mai avem voie să traversăm. Este și un semn, o plăcuță, în care spune trecere de pietonii desființată, exact. Acolo vor fi sancționați pietonii pentru că vor traversa neregulamentar, da, pentru că am văzut și noi pe acum am vorbit de atâtea ori, 2 ani de zile am vorbit în emisiunea dumneavoastră și la colega dumneavoastră despre desființarea celor două treceri de pietoni și acum, exact, s-a rezolvat acest lucru. Da, și din păcate a murit cineva. Exact, trebuie să fie un accident destul de grav ca să putem să poată lua această măsură, dar încă o dată spun, bine că s-a luat această măsură, traversăm civilizat, ca să spunem așa, acolo, iar acum sunt pietoni într-adevăr care traversează prin loc și nu numai cel pe acolo. Cel puțin la prima trecere de pietoni. Cum te duci, exact, spre zona supermarket, exact, aia...
zici că noi nu s-a desfințat. Exact. Nu, să știți că noi în acțiunile noastre, uite, de exemplu, ieri am avut acțiune pentru traversarea neregulamentară. Știți că principala cauză a accidentelor rutiere este traversarea neregulamentară la mizerul. Mai și întreabă cineva aici, de ce nu sunt sancționați și pietonii care traversează prin locul nepermis? Asta vreau să vă spun. Mulți... că ieri, nu ieri vorbesc pentru că aseară am făcut centralizarea, au fost peste 100 de pietoni care au fost sancționați pentru că au traversat neregulamentar. Vorbesc în două ore, nu vorbesc de toată ziua. Da? Da. Deci pe perioada acțiunii pe care noi am avut-o. Încă o intervenție telefonică. Bună seara! Bună seara! Să rămâne, doamnă. Stau și ombrășten, scuzați-mă, am o emoție când am vorbit în viața mea la cu dumneavoastră. Nici o problemă, vă ascultăm. Și aici, chiar în cartier, avem o mașină care e chiar lângă a mea, ci în Broșteni, de vreo 4 ani, nu este mutată de acolo. Eu Dacia vechi și asta. Când le ridicați de aici? Deci o mașină abandonată, da? Nu pot să zic e abandonată, că știu acu este. Păi dar nu, dacă de 4 ani n-a fost mutată de acolo, e cam abandonată. Este abandonată, da. Și n-avem noi locuri, ne certăm ca chiori. Știți care e problema cu parcările? Da. Și pentru asta vreau să-l întreb... Are număr de matriculare? Cred că da. Nu-l spuneți pe post. Nu spuneți, dar există că mai sunt autoturisme abandonate și nu mai au număr de matriculare. Da. E în regulă. Pot să spun între ce bloc și ce bloc este. Asta da. Am înțeles. Între M10 și M11. Este o Dacia Grena. Ne-a terminat. Noi n-avem, după ce avem un pom care e gata să ne cadă pe mașini, am fost la primărie, de două ori am făcut sesizare, au zis că vine să-l toaleteze, n-a venit deloc și avem și mașina asta. Nu avem loc nici măcar să ne mișcăm acolo. Scuzați-mă, eu n-am vorbit până acum la telefon, dar cum ați sunt? Nici o problemă, v-ați descurcat foarte bine, doamnă, mulțumim pentru intervenție. Ideea este că tot primăria se ocupă de acest lucru. Exact, să se și odată cu implementarea acelui regulament de ridicare a mașinilor de pe domeniul public lăsate ilegal, se va trece și la perierea mașinilor abandonate. Știu că cu câteva ani în urmă, vorbesc de 4 ani de zile, în zona Broșteni și Dorobanți, a fost făcută de către poliția locală o identificare a tuturor acestor autoturisme și le-au fost adresate invitații pentru a le lua de acolo. Chiar au fost luate și măsuri de sancționare celor abandonate. Știu sigur acest lucru. Posibil să fie și autoturism respectiv, dar dacă acel autoturism este matriculat, are taxe la zi, el nu este... Da, asta este cu totul altceva, dar se poate stabili. Poate stabili statutul dacă e abandonată sau nu. Exact, asta deci tot la primărie ar trebui să faceți această sesizare, să vă sprijine și asociația de proprietari că este și aceasta o responsabilitate. Și mai ales dacă vor identifica și aceste locuri de parcare și vor putea să liciteze, atunci este în interesul mai lor. Mult. Cineva zice așa, vă rog să monitorizați cu o mașină neinscripționată zona de urcare pe pod Drăgaica, sensul Poștă Unirii. Nu se acordă prioritate celor care vin dinspre casa de pensii. Da, am înțeles ce spune cel care a sesizat. E o zonă, ca să spun așa, un pic delicată acolo, pentru că este foarte greu să... E foarte aglomerată. Ați văzut că s-au propus multe sistematizări, multe metode de a se rezolva problema aceea. Mi-aduc aminte că în anii 93, 94, 92, când am început eu să lucrez la poliția rutieră, dirijam în fiecare dimineață, dirijam în zona respectivă. Era foarte, foarte greu. V-ați făcut botez în zona aia. A, păi, bă, da, din 91, 92, de că sunt polițist, primul meu contact cu poliția rutieră a fost exact acel pod în zona Drăgăicii și după aceea a fost vestită la opoziție. Nu s-a schimbat nimic de atunci. S-a schimbat ce nu mai există același aglomerație acolo pentru că s-au mai împuținat întreprinderile din zona industrială, firmele, dar acolo în zonă tot timpul a fost o problemă delicată, indiferent acolo cum dirigeai circulația, erau nemulțumiți și ceilalți din cealaltă parte. Deci doi agenți de poliție rutieră dirigeam circulația în zona respectivă și tot nu puteam să facem față. Doar o sistematizare foarte, foarte bună, de este foarte greu. S-a tot vorbit. Sperăm să... cu exact. Sperăm să rezolvăm și această... Cu toate că și atunci se vor forma. Nu cred că nu se vor forma la intrarea și la ieșire. Da, e o chestie mai sigură. Bună seara! Bună seara! Am și o rugăminte pentru domnul comisar. Vă rog. Trecerea de pietoni din fața tribunalului este poziționată exact între parcări. Nu te poți asigura nici ca pieton, nici ca conducător auto.
acum două zile mi-a sărit în față la 5 metri trecere în viteză. A traversat-o, nu te poți asigura, noroc că avea viteză mică, dar mașina nu se poate opri pe loc. Foarte bine deci, că ați avut viteză redusă, da. Deci, am sesizat și eu asta. Eu cred că domnul la tribunal au mașini mari, dar nu te poți asigura de ele. Sunt parcate până în trecerea de pietoni, că așa e marcajul, nu poți să vezi absolut nimica. Nici la pieton, nici la conducător auto. O să așteptăm să mai acceacolea, o să zboare unul sus acum. Aveți perfectă dreptate. Cred că este următoarea trecere de pietoni, în care de multe ori închid ochii, că nu se poate, mai ales din când transferi spre tribunal pe vis-a-vis, de un pus să nu te poți asigura niciun fel de mașini. Cred că... mai noaptea este întuneric. Da. Și mai e o problemă, toate trecerile de pietoni nu sunt iluminate. Multe, mai ales pe Bălcescu sau pe Spirul Haret, vin din întuneric beznă. Nu-i vezi decât pe la mijlocul străzii, unde e o lampă chiar pe mijlocul pusă, acolo îl vezi. Nici dacă ai avea viteză mică, tot n-ai putea să le vezi. Dacă pui frână, îl ei târși. Dacă accelerezi, s-ar putea să dau de colegii noastră că n-am acolo la prioritate. Și așa e rău, și așa nu-i bine. O clipă. Iluminatul, o clipă cu iluminatul. Mai o problemă. Haideți să vă precizez ceva cu iluminatul. Avem acea indicator de trecere de pietoni și avem două lămpi intermitente care și ziua și noaptea sunt în permanență acolo. Dumneavoastră aveți perfect dreptate că noi am propus ca tot bulevardul Nicolae Bălcescu să avem pe mijloc acel sistem de iluminare, dar ați văzut crenzile copacilor au ajuns să acopere și acele iluminate. Într-adevăr este foarte bine pe Bălcescu, a sezizat foarte bine aspectul acesta. Dar în alte orașe, vreau să vă spun că au fost montate lămpi fluorescente de culoare albastră și atunci știi că este marcată trecerea de pietoni în zona respectivă. Eu am văzut și îngropate. Și nu mai spun îngropate, da. Dar într-adevăr este foarte bine ce ai spus, da. Pentru că se apropie iarna și acum o să de la ora 5 după amiaza o să avem întuneric și este foarte bine ce ai zis. Da, bun, mulțumim pentru intervenție. Acolo cred că norocul că nu s-a întâmplat vreun accident, este că... Circulăm cu atenție. E foarte aproape de intersecție. Exact. De exemplu, exact. Cei care merg spre Palat nu pot dezvolta viteze foarte mare. Pentru că avem intersecția respectivă. Am sesizat și eu chiar zilele trecute pentru că am parcat. Iar oamenii, într-adevăr, traversează printre mașini. Da, am văzut aspectul acesta, mai ales chiar în fața tribunalului, sunt foarte aproape, da. Pe trotuarele de pe bazal, zice altcineva, noi pietonii nu putem trece din cauza mașinilor și dubițelor parcate. Vă rugăm, luați măsuri grabnice. De pe strada bazalt, am înțeles. Da, și noi, la rândul nostru, vă rugăm să apelați și la poliția locală. Exact, bineînțeles. Este un număr mai mare ca efectiv. Da. La intersecția străzilor Alexandru Sahia cu Prutului sunt mașini parcate la vânzare. Vă rugăm, luați măsuri. Înțeles, sperăm să rezolvăm, am zis, această problemă când o să fie ridicate... Nu să mai găsim nicio mașină expusă la vânzare. Fără doar și poate, nu neapărat că doresc răul cuiva, dar abia aștept primele măsuri de genul acesta. Da, o să... Pentru că... Nu știu dacă vă aduceți aminte că noi am avut un sistem pus la punct, vorbim de 15 ani în urmă, tot împreună cu blocarea roților. Și nu mai găsim, vorbeam de Chiristigii, vorbeam de Bulevardul Unirii, vorbeam de Bulevardul Nicolae Bălcescu. Erau zile în care nu mai sancționam pe nimeni. Da? Da, pentru că înțeleseseră că dacă vor veni cei... Am văzut în Prahova, în Ploiești, este același lucru tot cu blocarea, nu neapărat cu ridicatul. Vreau să vă spun, când se apropie acel autoturism, că am ajuns și într-o zonă și am fost pieton și m-am uitat, zici că vin conducătorii auto vin foarte repede la autoturismele lor ca să le ia de acolo. Da, în curând sper să rezolvăm și această problemă cu opririle. Da, încă o intervenție telefonică. Bună seara! Bună seara! Bună seara! Vă ascultăm! Domnul Nicola. Domnul Nicola, pe Ciocinescu, până acum 3 săptămâni, să zic, a fost sens unic despre strada Patriei și acum s-a ridicat semnele, văd. Nu mai e niciun semn. Circulă mașina de bună, de exemplu, marți, vine acolo, să face o bulibăceală, intre și mașinile după stânga, după pată și din partea asta la Zălpă Unirii. La strada deci, Patriei? Nu, pe strada Ciocinescu. A, pe Ciocinescu? Pe Ciocinescu, da. Păi tocmai. Deci o să aveți 700 de metri. Și nu mai este indicatorul de acces interzis? Nu mai e, domnule, nici indicator de acces interzis, nimic nu mai e. Deci l-a scos și pe cele care ducea spre dreapta, în trei blocuri acolo, care erau obligatorii la dreapta, la scos și pe alea, nu mai e nimic.
Nu înțeles. Haideți deci vă dați seama că sunt mașini parcate și pe stânga și pe dreapta, acum s-a dat circulație dinspre patru și din coace. Am înțeles. Mai ales când vine și mașina bunului Matea, dimineața vă dați seama ce bulibăcele e acolo. Am înțeles. O să verific acest aspect. Deci e cam din 3 săptămâni de zile luat semnele. Deci a luat din partea asta, când este despre unire în dreapta, ca s-a dus pe patru, a luat stâlpul cu totul. Da? Și din partea cealaltă, indicatorul de sens unic, acel pătrat așa cu săgeată, nu mai e nici acolo. Am înțeles. Deci după patru, cum faci pe stânga, pe Ciocinescu. Am înțeles. Bun, mulțumim pentru intervenție, pentru sesiune. Eu vă mulțumesc. Sănătate, numai bine, o seară plăcută. Bun, ne apropiem de finalul emisiunii. Dacă mai dorește cineva să intervină, e ultima ocazie, ultima strigare, cum s-ar spune. Printre mesaje, nu putem să le citim pe toate, dar am făcut un rezumat. Foarte mulți cetățeni, domnul Remus Nicola, reclamă în continuare zona Bulevard, viteză. Da, o precizare aici. Eu am făcut o acțiune, nivelul la conducerea inspectoratului, s-a 3 zile am avut, vineri, sâmbătă și duminică, am făcut acțiuni pe Bulevardul Nicolae Bălcescu, noaptea, de la ora 23 până la 3 dimineața. La una dintre ele am participat chiar și eu. Am instalat sistemul de supraveghere video radarul în zona Consiliului Județean, nu este niciun secret pentru nimeni, și am sancționat conducătorii auto care încălcau regimul legal de viteză. Pe Bulevardul Nicolae Bălcescu, cam în 2 ore, cam stat destul de mult, cei care au fost în zonă și se aflau pe bănci m-au văzut că eram acolo și chiar au fost foarte apreciativi la ceea ce am făcut în momentul respectiv. Am dat sancțiuni la viteză, 9 sancțiuni au fost la viteză, nu au fost viteze, eu știu, de permis de conducere, dar au fost... Vorbiți de acțiuni... Nu e închis Bulevardul? Nu mai e închis? Vinerea de la 23 până la 3 dimineața nu. Sâmbătă ne-am mutat pe Spirul Haret și după aceea, după ce am trecut de pe Bulevardul Nicolae Bălcescu, pentru că au început să treacă de 2 sau de 3 ori unele autoturisme prin zona respectivă, da, și de către persoane de sex feminin și de către persoane de sex masculin, și i-am oprit pe toți cei care ni s-au părut în afară de viteză, cei că v-am zis au fost sancționați, am sancționat și când vorbeau la telefonul mobil, nu foloseau centura de siguranță, nu aveau defecțiuni la sistemul de iluminare, mergeau pe Bulevardul autoturisme, autovehicule cu pretenții, ca să spun așa, și că nu se persoane la 40-50 de ani care nu au verificat înainte starea dacă funcționează, da, și nu le-au venit să creadă. Zic, uite, acesta este motivul opririi. Și foarte mulți și banii cei care stăteau pe băncile respective au găsit foarte bună măsura. E bine că au fost, că deci, de acolo, din zona aia vin multe sesizări și am făcut, da. Și mai ales când am văzut că circulă 2 autoturisme paralel unul cu celălalt, au fost cazuri și am stat și am întrebat, zic, nu aveau, era vorba de liniuțe, ca să spun așa. Făceau un remake la Fast and Furious. Exact. Culmea este că una dintre autoturisme venise cu o zi în urmă în țară și se întâlnise cu acea persoană care așa și își făceau semne, da. Vorbeau din autoturism. Și dacă am întrebat și eu care e motivul pentru care mergeți paralel unul cu celălalt. Da. De aceea este foarte bine. Chiar ar fi foarte bine să veniți la o asemenea acțiune, mai ales vinerea după amiaza, să vedeți cum, de ce, despre peste cine dăm. Am avut un permis reținut la viteză. Da, și am avut și un permis de reținut la alcool. Foarte bine. Da. O ultimă intervenție telefonică, da. De aceea vă întrerupem, domnul subcomisar. Da. Bună seara. Bună seara. Vă ascultăm. Aș dori să-mi lăs eu și câteva aspecte invitatului dumneavoastră. Da. În primul rând, parcarea mult din spate, domnul Nicula. Da. Vineri seara, duminică, sâmbătă, se fac acolo drifturi din mama focului. Așa spălătorie la mall, la galerie. Deci acolo, să știți. O precizare. Am mai avut cazuri acolo, sunt sancționați pentru turburarea ordinii și liniștii publice, pentru că acolo este o parcare privată, e cu totul altceva decât un drum public și atunci doar putem să luăm măsuri pentru la legea 61 pentru turburarea ordinii și liniștii publice. Dumneavoastră puteți să sezizați de câte ori aveți ocazia la 112 și atunci colegii de la ordine publică vor veni acolo și identifică și colegii de la rutieră identificăm, dar pentru treaba aceasta, că tulbură ordinea și liniștea publică. A doua problemă este la coborârea podului la Drăgaică. Da. Când faci în stânga spre Unire. Da.
M-am gândit să facem banda așa de lângă trotuar, să o lăsăm liberă cu dângă continuă, să fluidizăm traficul, să mai fie mașini parcate acolo, că și ei de la gara care vin ar merge direct și nu s-ar mai bloca traficul. Aveți perfect de dreptate. A mai fost o propunere în acest sens și am vorbit și la colegii de la Poliția Locală ca să sancționăm pe cei care opresc în zona respectivă, atât noaptea cât și ziua. Este foarte bine că se fluidizează și pentru relația cei care vin dinspre gară și cei care coboară și virează la dreapta podul Drăgaia și virează la dreapta spre Bulevardul Unirii. Aveți perfectă dreptate, dar în timp se va rezolva și problema asta pentru că vor fi sancționați toți cei care vor opri acolo. Și rugămintea mea, alea hangarilor, așa stradă care vin din spatele de la Drăgaică, de da, acolo, știu, ați văzut că da. Tot s-a fi dunga continuă acolo. Și să zic că o să facem câteva acțiuni, o săptămână, două la rând, să-i discurajăm pe așa oameni că pierturbă și traficul și ei care vin din zonă îngreunează. Ați văzut că fac stânga și nu mai fac pe la rond pe acolo. Ei trebuie să meargă pe la rond, da, să știți, așa este. Știu cine sunt cei care fac lucrul ăsta, cei care ies la unitățile militare. Și la final vă felicit pentru ce așa ați făcut dumneavoastră cu copiii. M-aș bucura să faceți mai mult la clasele 1-4, ca acești copii să vadă și să înțeleagă pericolul care îl constituie traversarea prin loc neregulamentar sau alte chestii. Și m-aș bucura să facem și să înlocuim religia asta cum este în școli cu educație rutieră, stimate domn. Bra. Să facem ceva că, pentru că ei sunt expuși când traversează strada. Poate n-avem timp să-i luăm sau nu știu ce de la școală. Oricum vă felicit. Mulțumim și mă bucur mult. Și v-aș dori să faceți cât mai multe asemenea acțiuni. Mulțumim tare mult pentru apreciere. Iar bună. Mai bine mulțumim și noi pentru intervenție. Vreau să mai fac o precizare. Educația rutieră acum este opțională. Da? Anul trecut am făcut o situație a școlilor care au făcut opțională educația rutieră. Da? Am găsit o singură școală în Podgoria care a avut educația rutieră opțională. Nu vă spun că toate solicitările la toate clasele pe care noi mergem de fiecare dată și într-adevăr cei mai receptivi sunt clasele 1-4 sau grădinița, sunt la inițiativa învățătoarelor. Deci ele sunt cele care, sau învățătorilor, ei sunt cei care vin și ne solicită. Și e foarte bine caut să găsesc cât mai multe modalități ca să-i facem să înțeleagă lucrurile acestea. Vreau să vă spun, ați văzut și noastră că m-am dus cu baloane, Direcția de Tineret și Sport, am făcut un proiect cu ei și ne-au pus la dispoziție aceste baloane ca să vadă, să aibă și ceva. Pe ele scrie Alege Viața, este campania aceasta națională desfășurată la nivel național de 7 ani de zile, de 8 ani de zile. Într-adevăr, este foarte bine să investim în copii. Da, dar eu fac ceva sau noi facem ceva, părinții acasă fac ceva. Le-am arătat astăzi un film când părintele lua de mână pe copil și traversa prin loc nepermis și într-adevăr s-a uitat copiii acolo, zice, păi cum să traversez? Uite că după aceea fetița respectivă a traversat și singură tot prin locul nepermis și a fost accidentată de mașină. Am mers la limpeziș, la școală și am zis, pe unde traversăm strada? Pe la trecerea de pietoni. Și s-au ridicat câțiva copii, v-am spus, ei sunt sinceri și a spus, da, dar mama și cu tata mi-au zis că pe acolo mor oameni și traversăm prin altă parte. Trebuie să-i convingem, nu putem numai noi. Da, e bine că da. Faceți aceste acțiuni. Am încheiat emisiunea exact cum am început. Exact. Până la urmă am îmbrăcat-o. Cât de cât, da. S-a nimerit domnul care, da. Cel care v-a felicitat. Da. Mesajele curg în continuare. Vom mai avea ocazia să discutăm. E vorba, iată, de o sesizare stația de autobuz de la CFR, depoul CFR. Da, așa este. Dar dacă se poate muta. Ați văzut și dumneavoastră că s-a mutat? La ieșirea de la depou nu există vizibilitate din cauza autobuzelor oprite în stație. Perfect. Este foarte bine. Ați văzut că există situațiile foarte multe în acest gen. Se fac alveole, avem și problema de pe Frăsinet. Încet le rezolvăm și pe acestea. Bine că există deschidere din partea primăriei și sigur le vom rezolva și pe acestea. Vă mulțumesc, domnul și eu vă mulțumesc pentru credință, pentru detaliile oferite și pentru promptitudinea răspunsurilor. Le mulțumim și celor care ne-au urmărit și care au interacționat cu noi. Rămâneți pe Campus TV la 19.30, urmăriți jurnalul zilei prezentat de colega mea Mirela Copariu. Numai bine, la revedere!